În ședința de guvern de ieri au fost adoptate câteva acte normative foarte importante în contextul situației epidemiologice de astăzi din România pentru a adopta măsurile necesare pentru dotarea spitalelor, pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus și pentru a veni în sprijinul celor afectați de această pandemie. Astfel, a fost adoptată o ordonanță de urgență în ceea ce privește tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, asimptomatici sau cu simptome ușoare. În această privință au fost reglementate procedurile de monitorizare a acestor pacienți de către medicii de familie, astfel încât să fie redusă presiunea pe sistemul sanitar de urgență și în același timp să fie implicată această zonă de servicii furnizate de medicii de familie în sprijinul pacienților și în vederea efectuării acelor tratamente și furnizării asistenței medicale necesare acestor pacienți. Practic, pacienții infectați cu coronavirus, pacienții asimptomatici, vor fi monitorizați și asistați medical de către medicii de familie, iar în această privință, medicii de familie vor avea posibilitatea, potrivit acestei ordonanțe de urgență, să deconteze aceste prestații medicale în sumă de 105 lei pe caz din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Totodată, medicii de familie vor putea elibera certificatele necesare pacienților pentru concediile medicale aferente acestei perioade, când aceștia se află în carantină sau în izolare. Este un act normativ, o ordonanță de urgență foarte importantă, adoptată de Guvernul României după consultarea tuturor specialiștilor implicați în lupta cu epidemia de coronavirus și reprezintă o soluție adaptată la situația actuală când vedem o evoluție care pune la grea încercare sistemul medical și sanitar românesc. Implicarea medicilor de familie este un act esențial pentru a ajuta la reducerea presiunii pe sistemul medical, pe sistemul medical de urgență și în acest sens guvernul face un apel către toți medicii de familie să fie alături de toți colegii din sistemul medical în acest efort comun de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus și să ajute în special în ceea ce privește această zonă a pacienților asimptomatici sau cu forme ușoare, astfel încât pacienții să nu mai fie nevoiți, cei asimptomatici să nu mai fie nevoiți să meargă la spitale pentru a face acele servicii medicale de radiografie și pentru a primi certificatele medicale care să ateste infectarea lor cu coronavirus și perioada de izolare pe care le-a fost perioada de izolare care le-a fost indicată, astfel încât să poată solicita certificatul medical pentru obținerea concediului medical. Tot în zona sanitară și ca o măsură de asemenea de pregătire a sistemului medical în contextul actual, a fost propusă o ordonanță de urgență de către Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Sănătății pentru angajarea medicilor rezidenți care urmează să finalizeze examenul de rezidențiat în perioada următoare pe principalele specializări solicitate
foarte solicitate în această perioadă. Vorbim de medicina de urgență, terapie intensivă, epidemiologie, infecțioase și radiologie. Practic, se creează cadru prin această ordonanță de urgență pentru angajarea acestor medici rezidenți cu contracte pe perioadă determinată de 6 luni, contracte temporare, însă avantajul pe care acești tineri medici îl vor avea este că vor putea fi detașați în diverse unități spitalicești unde există nevoie de astfel de specialiști și acolo unde există posturi vacante, după expirarea perioadei de 6 luni contractuale, vor putea ocupa posturile vacante fără concurs. Sunt avute în vedere un număr de aproximativ 200 de medici care ar urma să finalizeze examenul de rezidențiat pentru specializările menționate și care ar putea să fie incluși în cadrul acestui program de păstrare a medicilor rezidenți, tinerilor medici în sistemul sanitar în perioada următoare și de a motiva pentru a ocupa posturile vacante fără concurs după expirarea perioadei contractuale. Tot în domeniul sanitar și tot în legătură cu situația personalului contractual angajat pe perioadă determinată de 6 luni, în perioada stării de urgență și stării de alertă, a fost adoptată o altă ordonanță de urgență pentru prelungirea acestor contracte, astfel cum au fost ele semnate, respectiv în perioada stării de urgență și stării de alertă, au fost numeroase situații și solicitări de angajare în poziții de personal contractual pentru o perioadă de 6 luni de zile. Această perioadă, în multe situații, a expirat sau este aproape de finalizare. Prin urmare, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite prelungirea acestor contracte pentru perioada stării de urgență și a stării de alertă, deci pe perioada stării de alertă, cum este cazul de față, plus 30 de zile după încetarea perioadei privind starea de alertă. De asemenea, a fost suplimentat bugetul Ministerului Sănătății din fondul de rezervă cu o sumă de 570 de milioane de lei. Este un proiect de hotărâre de guvern, adoptat tot în ședința de guvern de ieri. Practic, prin această suplimentare a bugetului Ministerului Sănătății, cu o sumă de 570 de milioane de lei, se asigură fondurile necesare pentru derularea activităților prioritare în cadrul programelor naționale de sănătate, precum asigurarea testării de laborator prin metoda PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2, realizarea activităților de limitare a răspândirii infecției SARS-CoV-2 la nivelul direcțiilor de sănătate publică, continuarea vaccinării antigripale a persoanelor din grupele aflate la risc de a contracta gripa și realizarea activităților necesare pentru asigurarea colectării și testării sângelui și produselor sanguine, precum și altor activități din cadrul programelor naționale de sănătate, precum activitățile de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană. Din această sumă, important de reținut, 65 de milioane de lei va fi utilizată de Ministerul Sănătății pentru achiziția medicamentului Remdesivir, necesar pentru tratarea pacienților cu infecție COVID. Tot în domeniul sanitar a fost adoptat un memorandum pentru redeschiderea unui apel de proiecte pentru
din fonduri europene pentru realizarea de unități mobile, capacități medicale mobile, la nivelul unor unități de sănătate publică. Astfel, prin acest memorandum, se alocă o sumă suplimentară de 62 de milioane de euro pentru crearea de capacități medicale mobile și în vederea combaterii răspândirii infecțiilor cu coronavirus și containere de logistică medicală. Este un apel de proiecte în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Din acest buget suplimentar de 62 de milioane de euro, 32 de milioane de euro vor fi alocate către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar diferența de 30 de milioane de euro vor fi alocate pentru realizarea de astfel de capacități medicale mobile la nivelul unor spitale de urgență județene din mai multe zone din țară. Aș menționa în acest sens București, Timișoara, Iași, Cluj, Mureș, Craiova, Constanța, Bihor, Bacău și Vrancea. Practic, în cadrul acestui apel de proiecte, autoritățile locale care au în gestiune spitalele județene respective vor putea crea capacități mobile, medicale, atașate spitalelor de urgență, de exemplu, în cazul spitalelor de urgență menționate, se poate atașa o secție mobilă, o capacitate mobilă de terapie intensivă, cum este cazul la spitalul din Focșani, spitalul din județul Vrancea. La fel se întâmplă și în celelalte județe. Vor putea fi astfel create unități, practic, mobile de servicii medicale de terapie intensivă necesare în această perioadă. În fine, tot în domeniul sanitar medical a fost adoptat un proiect de hotărâre de guvern așteptat de foarte mult timp pentru pacienții de tuberculoză. Prin acest proiect de hotărâre de guvern a fost aprobat cuantumul indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză și tratate la domiciliu în sumă de 16 lei pe zi. Este vorba așadar de pacienții diagnosticați cu tuberculoză care sunt tratați în ambulatoriu, acasă și vor putea beneficia de această indemnizație de hrană de 16 lei pe zi. Este un efect al legii adoptate în 2018 și care, iată, este pusă în aplicare acum de guvernul actual. În continuare, alte acte normative adoptate în ședința de guvern de ieri, aș vrea să menționez două ordonanțe de urgență, la fel de importante, în vederea limitării efectelor negative provocate de pandemia COVID. Prima dintre acestea se referă la zilele libere pentru părinți. În acest sens a fost adoptată ordonanța de urgență, care extinde aplicabilitatea acestei facilități pentru părinții ai căror copii se află în scenariu galben sau roșu de derulare a cursurilor școlare. Și în momentul de față, facilitatea numită zile libere pentru părinți, respectiv decontarea zilelor în care părinții stau acasă, unul dintre părinți stă acasă pentru îngrijirea copilului care are cursurile suspendate sau se desfășoară în mod online, este în desfășurare. Practic, prin această ordonanță de urgență se extinde aplicabilitatea acestei facilități pentru situațiile epidemiologice generate de ultimele evoluții, respectiv pentru situațiile în care la nivelul
comitetelor județene pentru situații de urgență, sunt adoptate decizii de carantinare a anumitor zone și de suspendare a cursurilor școlare pentru anumite școli sau pentru derularea în regim hibrid, în scenariu galben, a cursurilor școlare la nivelul unităților școlare respective. Reamintesc că această facilitate înseamnă decontarea de către stat a 75% din valoarea unei zile în care părintele stă acasă pentru îngrijirea copiilor, pentru asistarea copiilor, 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie. Angajatorii transmit aceste solicitări către Ministerul Muncii, împreună cu lista persoanelor aflate în această situație, iar statul decontează 75% din valoarea acestor prestații. Tot pentru limitarea efectelor negative ale pandemiei de COVID a fost adoptată o altă ordonanță de urgență, de data aceasta așteptată de companii, persoane fizice și mediul de afaceri. Vorbim despre ordonanța care instituie posibilitatea eșalonării datoriilor pe care companiile și persoanele fizice le-au acumulat în această perioadă, de la declanșarea stării de urgență până la starea de alertă și prelungirea stării de alertă până în prezent. Așa cum bine știți, guvernul a acordat mai multe înlesniri la plată contribuabililor în această perioadă, au fost suspendate executările silite, penalitățile, practic nu a fost obligat contribuabilul ca în perioada stării de urgență și a stării de alertă să plătească sumele datorate pentru diverse activități economice. Această facilitate expiră la 25 octombrie și îngrijorarea mediului de afaceri a companiilor a fost ce se va întâmpla după 25 octombrie. Evident, în contextul economic actual, guvernul dorește să vină din nou în sprijinul mediului de afaceri pentru a nu pune o presiune suplimentară asupra acestora, mai ales în contextul în care unii dintre aceștia au avut activități restricționate sau suspendate în această perioadă ca urmare a unor decizii administrative și ar fi incorect și contraproductiv din punct de vedere economic ca la 25 octombrie aceștia să fie obligați să-și plătească datoriile acumulate în această perioadă către stat. Prin urmare, prin ordonanța de urgență adoptată ieri în ședința de guvern, se instituie cadrul pentru eșalonarea acestor datorii pe o perioadă de 12 luni, după cum printr-un mecanism care presupune, pe de o parte, posibilitatea contribuabilului ca până la data de 25 decembrie, deci între 25 octombrie și 25 decembrie, contribuabilul poate să depună declarațiile fiscale cu privire la datoriile pe care le are de plătit către stat, urmând ca după aceea organul fiscal să propună acestuia un grafic de eșalonare a acestor datorii pe o perioadă de 12 luni. Important de menționat este că în această perioadă, de la data de 25 octombrie până la data de 25 decembrie, indiferent când contribuabilul face această solicitare, face depunerea declarațiilor fiscale către administrațiile fiscale, nu se percep dobânzi de penalizare pentru zilele de întârziere. Astfel încât au posibilitatea și răgazul ca în această perioadă să depună în funcție de cum consideră ei mai bine declarațiile fiscale și să solicite un grafic de eșalonare. Deci, practic, până la 25 decembrie, în continuare, contribuabilii sunt
înlesniți, au această înlesnire la plata datoriilor către stat, iar după 25 decembrie, sigur, în funcție de cum a depus fiecare declarația fiscală, au posibilitatea unui grafic de eșalonare a datoriilor pe o perioadă de 12 luni. În cadrul aceleiași ordonanțe de urgență a fost de asemenea anulată obligația de plată a impozitului specific pentru cei care activează în industria Horeca. După cum bine știți, operatorii economici, agenții economici din acest domeniu aveau obligația de plată a unui impozit specific pe activitate. A fost deja amânată obligația de plată a acestui impozit în perioada stării de urgență și stării de alertă. Se prelungește practic această facilitate până la sfârșitul anului și ulterior aceștia, la fel ca și în cazul celorlalți agenți economici, pot beneficia de eșalonarea la plată a datoriilor pentru acumulate în această perioadă pentru perioada următoare pe o perioadă de 12 luni. De asemenea, în cadrul aceleiași ordonanțe de urgență, un mecanism care s-a dovedit foarte eficient în această perioadă, respectiv rambursarea TVA-ului cu control ulterior, a fost prelungită această valabilitate a acestei prevederi până la 25 ianuarie 2021. În continuare, așadar, se vor putea deconta sumele datorate pentru taxa pe valoare adăugată până, cu control ulterior până la 25 ianuarie. În fine, un alt proiect de act normativ important adoptat în ședința de guvern de ieri se referă la parchetul european. Aici, guvernul a adoptat un proiect de lege foarte important pentru colaborarea cu parchetul european și după desemnarea unui număr de 15 procurori delegați care vor activa în cadrul parchetului european, un număr agreat împreună cu procurorul european Laura Codruța Chioveși, un număr agreat de 15 procurori delegați, guvernul a adoptat un proiect de lege pentru instituirea cadrului de colaborare cu parchetul european în ceea ce privește structurile de suport pentru desfășurarea acestor activități. Practic, cei 15 procurori delegați la parchetul european din partea României vor beneficia de o structură suport pentru desfășurarea activităților formată din 5 posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, 8 posturi de specialiști și 5 posturi de grefieri. Este un angajament al guvernului nostru în ceea ce privește sprijinirea activității parchetului european și în acest sens colaborarea cu parchetul european reprezintă pentru guvernul liberal o prioritate după ce au fost agreate principalele direcții de colaborare cu parchetul european în ceea ce privește numărul de procurori delegați, respectiv 15. Iată, în acest moment, înaintăm spre Parlament proiectul de lege care asigură cadrul necesar de sprijin, de suport și de colaborare cu parchetul european. Alte câteva acte normative de importanță locală pentru dezvoltarea României. A fost adoptat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legii privind regimul zonelor libere, astfel încât să fie permisă extinderea acestor zone acolo unde urmarea activităților economice zonele respective
așa cum au fost ele declarate inițial, nu cuprind toate activitățile economice apărute ca urmare a dezvoltării acelor zone. În acest sens, practic, proiectul de ordonanță de urgență adoptat în ședința de guvern va permite guvernului să adopte o hotărâre de guvern pentru extinderea portului Constanța și includerea portului Midia în zona liberă a portului Constanța, o situație care a creat dezavantaje pentru unii agenți economici. Practic, în cadrul acestui port, ca urmare a dezvoltării, unii erau în zona liberă și beneficiau de un anumit tratament fiscal și anumite facilități, în timp ce alți agenți economici, nu foarte departe de aceștia, respectiv în portul Midia, nu aveau același regim fiscal și nu beneficiau de aceleași facilități. Prin această ordonanță de urgență, deci, se modifică regimul zonelor libere, astfel încât guvernul va putea, prin o hotărâre de guvern, să extindă aceste zone. De asemenea, câteva obiective de investiții importante au fost reglementate prin acte normative adoptate în ședința de guvern de ieri și, în acest sens, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de dezvoltare a obiectivului de investiții din portul Brăila. De asemenea, tot pentru dezvoltarea economică a unor zone din țară, a fost adoptată o hotărâre de guvern pentru înregistrarea în inventarul bunurilor centralizate ale statului a unui zăcământ de apă minerală terapeutică în comuna Vizantea din județul Vrancea. Este un proiect de hotărâre de guvern care va permite dezvoltarea în această zonă a unor servicii de tratament balnear și pentru dezvoltarea comunității Vizantea din județul Vrancea. În fine, o știre care nu mai e știre. Guvernul a adoptat și proiectul de hotărâre de guvern pentru eliberarea din funcție a prefectului municipiului București și numirea în funcția de prefect al municipiului București a domnului Traian Berbecean. Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Pentru că tocmai ați încheiat cu acest subiect al schimbării prefectului, aș vrea să vă întreb dacă fostul prefect, domnul Gheorghe Cojanu, ocupă în acest moment o altă funcție în guvern sau într-o altă instituție. Ce se întâmplă În cazul domnului fostului prefect Gheorghe Cojanu, s-a aplicat formula mobilității în funcție, respectiv detașarea acestuia în cadrul corpului de inspector guvernamental. Însă dacă rămâne totuși pe o funcție înaltă și considerați că are competențe pentru a rămâne pe o funcție importantă, de ce a mai fost schimbat din funcția de prefect? A fost doar o chestiune de imagine? Nu, sunt chestiuni diferite. Corpul inspectorilor guvernamentali este corpul aflat la dispoziția guvernului pentru diverse reglementări, atribuții în ceea ce privește zona aceasta de monitorizare, asistență a serviciilor publice din cadrul administrației publice centrale. Este o zonă de competență unde guvernul a considerat că domnul Gheorghe Cojanu poate să activeze în continuare, în timp ce, evident, pentru funcția de prefect, guvernul a decis că este oportună înlocuirea acestuia cu o altă persoană, cu domnul Traian Berbecean. Și o singură întrebare mai am pe acest subiect legată de domnul Berbeceanu, dacă vi se pare corect sau moral, mai bine spus, ca acesta să fie, să ocupe o funcție de la grupul PNL al Camerei Deputaților într-o singură zi, în contextul în care, pentru a fi funcționar public, alții poate învață o perioadă de timp, dau un examen și se pregătesc mult timp pentru a ocupa acest loc.
Asupra probității morale și competențelor profesionale ale domnului Traian Berbeceanu, nu cred că există dubii în spațiu public. În ceea ce privește chestiunile procedurale pentru numirea domniei sale în funcția de prefect al municipiului București, au fost respectate toate condițiile legale. În legătură cu asimptomatice care vor fi tratați la domiciliu, spuneați că medicii vor supraveghea acești pacienți. Spuneți-ne dacă sunt suficienți medici de familie în contextul în care vedeam că și la cabinetele domniilor sale erau permanent cozi, abia făceau față. Acum sunt suficienți medici de familie care să supravegheze bolnavii de COVID? Putem să spunem că sunt mai mulți medici implicați în efortul nostru de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus în momentul de față prin crearea acestui mecanism și ne bazăm, așa cum am spus, pe implicarea lor, pentru că suntem convinși și de altfel am avut discuții la nivelul guvernului cu reprezentanții medicilor de familie, suntem convinși că și acest corp medical profesional poate să aibă o contribuție importantă împreună cu tot personalul medical din sistemul sanitar românesc în efortul nostru tuturor de limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus. În ce măsură sunt numărul lor este suficient sau nu, cu siguranță sunt mai mulți decât au fost până acum. Dacă ne puteți explica puțin și ce se va întâmpla după acea perioadă de 14 zile de izolare. Dacă pacientul va face un test, cine va face acel test? Cei de la DSP? Medicul de familie va face testul? Care va fi procedura? Astea sunt condiții care vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Sănătății. În legătură cu pacienții cei care au forme ușoare de COVID și nu rămân, de exemplu, la domiciliu, ce se întâmplă cu ei? Cine îi va monitoriza ca să știm dacă au respectat sau nu această variantă de a rămâne la domiciliu și a fi izolat? Dacă sunt diagnosticați cu COVID, ei au obligația de a intra în izolare sau carantină. Bun, dar întrebam cine îi va monitoriza? Medicii de familie, în cazul de față, dacă sunt asimptomatici, cu forme ușoare, din punct de vedere medical mă refer. Și ce se va întâmpla cu cei care nu vor respecta această prevedere, dar rămâne acasă? Vor fi sancționați conform legii. Vor fi polițiști sau jandarmi care totuși vor monitoriza și ei dacă stau pacienții acasă? Deci, în măsura în care structurile de ordine și siguranță publică vor putea efectua aceste monitorizări, cu siguranță că vor fi realizate. Vorbeați despre unități medicale ce urmează a fi ridicate în mai multe județe din țară. Au fost alocați mai mulți bani pentru acest lucru. V-aș întreba însă de ce nu s-a luat această măsură până acum, când am avut totuși foarte multe zile cu peste 3.000 de cazuri. A fost o nuanță totuși în prezentarea pe care am făcut-o. Am vorbit despre redeschiderea unui apel. Deci vorbim despre un program care este în desfășurare. A fost practic deschis această posibilitate pentru unitățile medicale din țară de a solicita din fonduri europene și vreau să vă amintesc că până în momentul de față, prin acest apel de proiecte, au fost finanțate achiziții de echipamente medicale, materiale necesare pentru aproximativ 297 de solicitări în valoare de 1,2 miliarde de euro. Deci, practic, în momentul de față, vorbim de o suplimentare a acestui program. În legătură cu șomajul tehnic, a fost vreo discuție în ședința de guvern? Nu. Șomajul tehnic este în vigoare și se aplică domeniilor unde activitatea este suspendată ca urmare a unor restricții impuse de decizii administrative. Ne mai spuneați că sunt 200 de medici rezidenți care urmează... Este o estimare care a fost făcută în ceea ce privește numărul medicilor rezidenți pe anumite specializări care ar putea fi incluși în acest program de asigurare a cadrului necesar pentru angajarea lor mai întâi cu contracte pe perioadă determinată de 6 luni și ulterior angajarea lor pe posturile vacante fără concurs. Știți câte locuri vacante vor fi pentru acești medici? Există? Este o estimare, așa cum v-am spus. Okay. Bună ziua, Ciprian Mailat. Bună ziua. Domnul Dancă, știu că aseară a fost o ședință mai lungă, nu s-a mai ținut briefing-ul aseară. Nu, este o noutate.
Vă rog. Așa este. Văd că s-au aprobat multe acte. Mă uit la ordonanțe de urgență. Sunt 8 hotărâri, văd că sunt vreo 34. Îmi cer scuze, eu am ajuns mai târziu. Mi-a atras atenția următorul proiect de ordonanță de urgență. Punctul 6, privind acordarea împrumutului de la Uniunea Europeană pentru România în valoare de 4 miliarde. Vă mulțumesc foarte ne mult. Ne puteți da mai multe detalii referitoare la dobânda la care se împrumută țara noastră? De ce avem nevoie de acești bani? Perfect, și perfect. Ce înseamnă deficitul bugetar în situația asta? Perfect, și vă mai mulțumesc, am, mai vă mulțumesc foarte vă mult, chiar a fost o omisiune din partea mea și pentru că este un proiect de ordonanță de urgență foarte important prin care a fost aprobat acordul de împrumut cu Uniunea Europeană în valoare de 4 miliarde de euro. Acești bani se adaugă la pachetul financiar negociat deja de președintele României în valoare de 80 de miliarde de euro și împreună cu Guvernul României. Ei fac parte din programul SURE pentru decontarea măsurilor de sprijin pentru angajați și angajatorii afectați de pandemia COVID. Sunt 4 miliarde de euro pe care România îi obține prin acest împrumut, un împrumut realizat la condițiile de dobândă și de rating făcute de Comisia Europeană. Ca să explic foarte pe scurt ce înseamnă acest lucru. Înseamnă că reprezentanții Comisiei Europene se împrumută după condițiile de dobândă și de rating ale zonei euro, adică ale celei mai bine cotate economii, respectiv ale Germaniei, care are cel mai bun rating, AAA, 3DA, ceea ce înseamnă cel mai mic nivel al dobânzii la care se face acest împrumut. Este o super facilitate de care beneficiază România, care, în condițiile în care știm bine cu toții, are deficite structurale acumulate în anii anteriori și care au crescut ca urmare a eforturilor noastre de limitare a răspândirii infecțiilor coronavirus, și în aceste condiții, România practic se împrumută la condițiile de dobândă și de rating ale Germaniei. Am înțeles, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Repet, care este dobânda la care se împrumută statul român? Ce urmează să se întâmple cu deficitul bugetar? Mi-aș fi dorit să fie aici domnul Câțu, dar probabil are altă treabă. Deci, în ceea ce privește nivelul... Întreb. Dacă îmi permiteți, dacă sunteți atent. În ceea ce privește nivelul dobânzii, v-am explicat mecanismul. Exact cuantumul acesteia îl veți regăsi în proiectul actului normativ, dar vă asigur că este cel mai bun nivel al dobânzii pe care îl poate obține România. Deci nu-l știți. Nivelul cuantumul dobânzii este în actul normativ. Pe ce termen a fost făcut acest acord? Deci în conținutul actului normativ veți găsi toate detaliile. Eu v-am explicat mecanismul, principiile și cred că asta este important pentru public. Nu mi-ați răspuns la întrebările punctuale, domnule Dancă. Cu deficitul, care era întrebarea? Nu, v-am răspuns. Dobânda la care se împrumută statul român prin acest acord și pe ce termen? Deci simplu. Spus, detaliile le găsiți în conținutul actului normativ, le punem la dispoziție imediat. Vă mulțumesc mult. Mai aveți tot un proiect de ordonanță de urgență referitor la completarea legii numărul 121 pe 2014 privind eficiența energetică. Vă ce rog. Înseamnă? N-am avut timp să consult proiectele ieri. La nivelul Ministerului, Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri există o autoritate pentru eficiență energetică și se creează cadrul, mecanismul de funcționare al acestei autorități. Deci nu era nimic de urgență, ca să înțeleg, că din răspunsul pe care mi-l dați, văd că nu e nicio urgență. Asta este interpretarea dumneavoastră, vă rog. Păi spuneți mai multe detalii despre acest proiect. Deci, mă scuzați, toate actele normative sunt publice, deci dacă dumneavoastră ați venit să întrebați ceea ce... Nu, eu am venit să vă întreb, pentru că de un timp încoace, Guvernul României nu ne mai primește la Palatul Victoria, ca nu să e, punem nu e adevărat, întrebări. Nu e adevărat, sunteți aici, nu e adevărat. Stimate domn, am scris pe grupul de WhatsApp să vedem la cât începe ședința, vă rog. Vă rog, dacă așa, doriți, aveți altă întrebare punctuală. Ați spus despre porturile maritime, nu am...
înțeles exact ce a zis despre portul Constanța și portul Midia. V-am explicat deja. Doriți să reiau? Colega cred că a pus vreo 15. Deci mai pot să pun și eu. Lăsați, suntem la dispoziția dumneavoastră. Suntem la dispoziția dumneavoastră. În situația în care primesc răspunsuri decente. Suntem la dispoziția dumneavoastră, dar dacă vorbim unii peste alții, nu se înțelege nimic. În ceea ce privește portul Constanța și regimul zonelor libere, am explicat deja. Dacă doriți să reiau, reiau. Vă rog. Prin această ordonanță de urgență se creează cadrul legal pentru emiterea unei hotărâri de guvern, astfel încât portul Midia să fie inclus în același regim precum portul Constanța, pentru că era un tratament neconcurențial pentru agenții economici care, deși desfășurau aceleași activități în aceeași zonă, cu același specific, beneficiau de un regim fiscal diferit. Am înțeles. Vreau să vă mai întreb pentru că... Vă rog, totuși, nu suntem aici să... reiau toată conferința de presă de mai devreme, dacă nu ați înțeles dumneavoastră, îmi cer scuze. Dacă știam că începe la 10 fix, veneam la 10 fix. Îmi cer scuze. Așa a început. Vreau să vă întreb despre românii din străinătate care s-au înscris să voteze la alegerile parlamentare. Aseară, cred că a fost termenul final. Ne puteți da detalii exacte câți români s-au înscris și dacă poate fi prelungit acest termen cumva? Termenul nu poate fi prelungit, s-au înscris un număr de aproximativ 39.000 de români, ceea ce înseamnă raportat la numărul de alegători care au participat la ultimele alegeri parlamentare în diaspora, respectiv un număr de aproximativ 106.000 alegători, înseamnă mai mult de o treime dintre alegători care s-au înscris în sistemul de vot prin corespondență, ceea ce este îmbucurător. Tot pe ordinea de zi, ieri mai erau 3 memoranduri. Vreau să vă întreb despre cel referitor la finanțarea în cadrul POIM a proiectelor regionale de chiar dezvoltare. Chiar îmi cer scuze, am vorbit despre el, chiar îmi cer scuze. Sunt și alți urmăritori ai conferinței noastre, chiar este jenant. Vă rog. Am vrut și eu să stau pe internet și nu mai mergem netul. Vă mulțumesc, chiar le-am prezentat. Vă mulțumesc, o zi bună, la revedere.